Am primit un SMS, două versuri avea. Mult noroc și sănătate să-ți aducă noul an, multă dragoste și în viață să adun ban după ban. Și am zis că nici aici nu scap de manele. Dau multă dragoste în viață să-ți aducă noul an. Multă dragoste și acum să câștigi ban după ban, țuca, țuca, da, da. L-am șters din prima. Asta cu superstițiile de Revelion, zice, dacă porți noaptea dintre ani chiloz roșii, o să ai noroc. Am o să-mi zică cineva, poți să-mi dau jos, că de atunci ai ținut și tu la noroc. Meniu de Revelion, ouă umplute. Care bărbat pe lumea asta vrea și noaptea dintre ani să aibă ouăle umplute? Ouă umplute. Superstiții ca să-ți meargă bine tot anul. Zice, să ai ceva nou pe lângă tine noaptea dintre ani. Un futalău. Să ai pește la masă. Dacă n-ai futalău, e bun și peștele, că faci niște bănuți. Faci niște bănuți, faci... Să-ți intre un bărbat în casă în dimineața zilei de întâi. Păi dacă e trei stariu, să pune? Superstițiile astea, nu știi, nu știi cum merg, cum nu merg, cum... În noaptea dintre ani lasă larg deschise ferestrele și geamurile, să iasă spiritele rele. Dacă ești în mănășturi, îți iese și plasma. Am fost un pic la cumpărături ca să mai termine proviziile, deși am luat pe 2 ani, astăzi mai lipsea câte ceva din inventar. Și am văzut lume în magazin, lume, dar mai atentă. Mai atentă, înainte de Crăciun, înainte de Revelion, se umpleau coșurile cu ciorapi, cu cozonaci, cu pioneze, cu orice, lumea cumpăra nebunită, în dragi. Să avem, să avem, de parcă vine sfârșitul lumii, nu începutul unui nou an. Acum lumea mai atentă. O berică, un pachetel de țigări, o franzeluță, un O, deci nu, tăche. Deci e un semn, s-a încheiat magia sărbătorilor, s-au cam gătat și bani, așa că până la următorul salar suntem mai chibzuiți. Oricum, un an fericit în continuare, cu sau fără provizii. Dar să avem ce ne trebuie, că nu știi cine-ți vine și să-i aștepți cu masa goală nu se cuvine. Obraz subțire cu lovituri să ține. Asta am dedus eu din ce ne-a spus doamna cântăreață Irina Login pe YouTube. Mișcările și loviturile pe care le dăm pentru a scăpa de gușă. Trebuie să dăm așa cu palmele energic, să ne gândim cum ar da Rareș Bogdan cu palmele în Cosmin gușă când nu intră salarul. Dar ce nu ne-a spus doamna Irina Login e că masarea gușii, masajul pentru scăparea de gușă, e mai eficient dacă în timp ce masăm ne gândim și cântăm o melodie, un hit, un șlagăr de-al Irinei Login, de exemplu când aveam vreo 20 de ani. Cum fac instructorii de zumba, în cap să avem melodia, gușa pregătită, cu mânuțele astea două le întoarcem, da, la 2-3 și cu masaj înainte marș. Să înceapă. Când aveam vreo 20 de ani, nu aveam nici gușă, nu aveam nici bani, n-aveam niciun fel de grață firear, mama ei de viață, ah, ce viață, Doamne, mai duceam. 50 de ani dacă am împlinit, gușa văd că mi s-a tot mărit, o masez tu cât de cât, ia-ți atârnă-t-o de gât, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Dar la 70 de ani trecuți, de ai gușă, poți să o fuți. Moșule, e ajunul, cadoul meu. Moșule! E ajunul, cadourile! Vine, moșu! Vine, moșu! Renilor, fiți gata de plecare! Cine a dat drumul la reni? Ups! Moșule, te rezolv eu! Noroc că mi-am făcut abonament la A24, l-am cam scos pe bătrân. Lucrează o singură zi pe an și atunci întârzie. Nu se poate! Te iubim, moșule! Pa! Pa! Pa!
Dacă tot azi e sfânta zi de bobotează, am aici o mostră de apă sfințită. De vreo 5 ani, apă sfințită primită de la Ticu de la Sohodol. O apă cu puteri vindecătoare, cu puteri tămăduitoare, care se consumă în fiecare zi din an și face bine atât corpului cât și spiritului și sufletului, dacă mai rămâne, și inimii. O apă sfințită deosebită, care consumată moderat face minuni, care consumată în cantități mari, dacă ai de unde, te face de minune. La mulți ani în continuare tuturor celor care au nume de bobotează, celor bobotezați bine și celor care vor să se tămăduiască încă din a șasea zi a anului. Doamne ajută-vă, putere în părțile moi ca la cal închept. Și cu dedicație specială pentru sărbătoriții zilei, pentru cei care poartă numele de Ion, de Ioan, de Ioana, Nelu, Neluțu, Puiu, la mulți ani cu sănătate. Cică Ionel, Ionelu mami, mândrele ți-au mâncat banii, dar lasă mamă să-i mănânce, cor avut gurița dulce. Multe melodii, multe piese cu dedicație pentru toți cei care poartă acest prenume de sfânt adevărat. În grădina lui Ion toate păsările dorm, toate păsările dorm, numai una-i somnambulă și zboară din căutându-l pe Ion. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, căci te-o râde fetele, dragă Ionelule. La mulți ani, încă o dată, sănătate și tot ce vă doriți și mai ales nu uitați să dați de băut, să dați de băut și la cei care avem nume de Nicolae, Gheorghe sau Fuego. Cică Ionel, Ionelu mami, mândrele ți-au mâncat banii, lasă-i mamă să-i mănânce, cor avut gurița dulce. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, fiindcă te râd fetele, măi dragă Ionelule. Și în grădina lui Ion toate păsările dorm, toate păsările dorm, numai una-i somnambulă, dar numai una-i somnambulă și zboară din căutându-l pe Ion. La mulți ani, dragi Ion, la mulți ani și doamnelor și domnișoarelor cu nume de Ioana. La mulți ani în ultima zi a sărbătorilor de iarnă. A început anul, a început politica. Tudorel Toader era ieșit la rampă cu aceleași explicații. Eu decât să-l aud pe el, mai bine mă uit la o turmă de oi, că mă relaxează. De exemplu, turma de oi din județul Sălaș, care pe drumul care leagă nu știu ce de altceva, în zona Sâncraiului Almașului, n-a putut fi scoasă acea turmă de oi de pe carosabil, pentru că a dat de sare. A dat de sare acolo, că era sare aruncată împotriva zăpezii, și până n-au lins toată sarea, oițele n-au ieșit de pe drum. De aia n-avem noi autostrăzi, de aia n-avem noi șosele, pentru că oile nu-i așa vin în număr mare, ling sarea, după aia ling asfaltul și uite așa se fac gropi. Dar lasă că din 10 luăm noi președinția Uniunii Europene, luăm noi șefia Europei, le arătăm noi, tigrii Europei, ce suntem. La mulți ani cei cu nume de Ion, Ioana și alte derivate. Să putem duce și anul ăsta cu bine, că lung și greu ahi. Perile! Bă! Doamne ajută! Greu an am avut, Vlad, dar uite, am ajuns cu bine la capătul lui. Ia spune-mi, ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Hai, zic că te știu eu! Moș Crăciun, nu, lasă tu pe Moș Crăciun! Bă, am niște obiective pe anul care vine, știi? Adică îmi doresc niște chestii. Ia să le auz! Bă, o știi pe, pe sora contabilă aia care te vine la noi? Da. Pe aia vreau să o agăț eu. Și tu! Și tu! Să ai noroc! Hai că vedem care! Și mai ce? Da. Și când dorme Grigore, ăla cu macaraua, știi? Grigore. Să mă duc să mă dau eu cu macaraua pe acolo, pe șantier. Să mă dau ca nebun. Și când turnăm șapa aia sus, știi? Așa. M-aș da pe acolo, în jos, ca nebun, numai nebunii de alea, știi? De la etajul 5 să te mor pe placa, dar tu chiar ești nebun. Da, mă! O să fie distracție, da. O să fie distracție. Da, tu? Eu? Bă, acum, între noi fie vorba. Mi-aș dori să prind peștișorul de aur. Așa? Să-mi îndeplinească o dorință. Bă, o dorință să-mi îndeplinească. Și care e? Să fiu șef. Șef? Da, mă, șef, patron, boss, mahă, să fiu șeful vostru. Bine, nu al tău. N-am înțeles. Cu tine rămâne parteneri. Bine, boss. Șef, boss, hă?
Și de azi ce am face? Cum ne-am distrat? Ar fi distracție de cum am începe munca pe cuvântul meu. La ăștia care nu sunt horă cu noi, știi ce le-aș face? Băi, aș pune în ture de alea să-i nebunească, să s-obosească, să vină nervoși, să scape lucruri pe ei. Dai seama, Mitrus ce face acolo? La cine mă gândeam? Să le facem, băi, o ținem într-o farsă, o farsă continuă, numai pe Caterin că va fi anul 2021 cu mine, băi. Ai, bine, boss! Numai așa te strâng pe șantier, șoful, bossul, ce facem cu băieții? Și berea va intra în kitul obligatoriu al tuturor subalternilor mei. Cum semnesc condica dimineață, așa e înhățat și o bere. Bere și pizza la toți de pe șantier. Cum sună? Ai cum sună? Ce zici? Ce vis! Dar din ce bani? Bani, dar crezi că eu, dacă șef mai cheltui banii pe fleacuri, mă, crezi că mai cumpăr echipamente de protecție, extinctoare, crezi că mai cumpăr căști? Și așa nu le folosește nimeni! Măști, aiurea, pizza, bere și distracție, da, 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 ce părere ai? Da. Fain ar fi, fain, și... Da? Ce mai face? Am fost curios, ai făcut tare curios! Stai. Îmi intră cineva în vis. Viteză, hai băieții! Bună ziua! Sunteți directorul. Domn director, vreți să ziceți, dar tu cine ești? Inspector ITM. ITP nu mă interesează că n-am mașină, am șofer. ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa și? Tocmai am făcut o inspecție și am semnalat foarte multe nereguli. Am evaluat riscurile, am semnalat nerespectarea unor măsuri de protecție și sănătate a muncii. Domnule, știi prea multe cuvinte. Zic cum facem, că pentru mine timpul e bani. Pe scurt, amendă și dosar penal. Câte zeci tăticu să rezolvăm problema? Zeci de mii. Nu, eu știți... Domnul director, nu? Nu, sunteți director. Domnul director e dincolo. Nu, eu nu sunt director. Noi eram pe aici, în trecere cu roba, trebuie să duc materiale. Nu sunt eu șeful vostru, nu! Nu mai vreau să fiu șef! Nu mai vreau! Tu ce cadou îți dorești? O căciulă.